În primul rând, vă mulțumesc că sunteți prezenți și ați venit la invitația mea și mulțumesc și celor care m-au sunat în ultimele zile de când am devenit din Moș iepure. Și mulțumesc Altex România că au avut stocuri suficiente de baterii externe încât să-mi pot ține telefonul încărcat zilele acestea. Da, mi-am lăsat numărul peste tot în județ, inclusiv la discuțiile cu cetățenii în județ, mi-am lăsat numărul personal cu toate persoanele care și-au dorit să ia contact cu mine în decursul celor 4 ani, le-am dat numărul meu personal și de aceea probabil m-au sunat mulți dintre ei. Apropo, am aceste foi cu mine pentru că am multe notițe pe care vreau să vi le transmit și nu aș vrea să pierd dintre ideile pe care mi le-am notat. Înainte de a începe, aș vrea să fac câteva precizări referitor la acuzațiile aduse de către PNL și USR Timiș. Vreau să vă lămurez referitor la acest slogan Moș, Forța Drepte sau PNL? Forța și fost PNL, să zicem și domnul Nica. Că sunt multe partide politice și acum discutăm și de atacul tuturor partidelor politice împotriva lui Moș. Am fost făcut iepurele PSD-ului, după care am fost făcut omul șantajat de PSD pentru a candida la Consiliul Județean. Hai să vedem din partea cui vin aceste acuzații. Una dintre acuzații a venit din partea lui Alin Nica, un personaj care a ieșit pe ușa din dos dintr-un partid care a făcut alianță cu PSD. Dacă Alin Nica astăzi era candidatul PSD-PNL, sunt convins că l-ataca cu aceeași vehemență pe domnul Friț și sunt convins că nu blama PSD-ul. Și acum lucrurile devin mai interesante. În 2020, cetățenii Timișoarei au votat în Consiliul Local o structură. Cetățenii Timișoarei au mandatat oamenii politici ca primarul Dominic Friț să colaboreze împreună cu PNL-ul. Dominic Friț nu a avut din partea cetățenilor mandat de a avea puterea totală, cumva a fost un mandat de a colabora cu PNL-ul. Dominic Friț a decis, după mandatarea de către cetățeni, a decis să bată mâna pe sub masă cu PSD-ul timp de 4 ani. Dominic Friț a bătut mâna cu Ambruș, care azi este PSD. Și nu sunt acuzații, nu sunt doar pe surse, este clar că și s-a văzut clar și inclusiv în interiorul Consiliului Local, în loc să negocieze pe fiecare proiect, pe majoritatea ședințelor de Consiliul Local a fost o luptă continuă între Dominic Friț cu PSD-ul sub masă și cu Ambruș, împotriva PNL-ului. Asta până acum o lună. Mai mult, simt cumva să subliniez acest lucru, că ca cetățenii Timișoarei să înțeleagă că Dominic Friț s-a pupat pe gură cu PSD-ul în tot acest timp. Și acum vine în fața noastră și ne explică cât de sinistru, cât de malefic și cât de groaznic e PSD Timiș. Și nu sunt bârfe. Chiar recent și chiar domnul Alfer Simoni s-a lăudat colaborarea cu Dominic Friț. Da, dar până acum și mai mult a avut nevoie de aceste voturi pentru a-și pune viceprimarul și pentru a-și trece proiectele. La negocierea pentru viceprimar pot să vă spun că am fost prezent. Eu nu consider o negociere pentru că a fost o discuție, i s-au oferit voturile PSD-ului și PSD-ul, Freddy, nu a cerut nimic. Eu nu consider o negociere. Păi nu e o negociere, dar cum o să dăm din casă acum după 4 ani? Asta e ce simt. Nu-i că m-a supărat.
Acum vă întreb dacă m-ați auzit pe mine vreodată lăudând PSD-ul. Nu aveți cum, pentru că nu am lăudat niciodată PSD-ul. Dar sunt iepurile PSD-ului acum. Să ne aducem aminte cum Fritz, ziceați cum domnul Fritz lăuda PSD-ul recent și chiar pe televiziunile naționale și colaborarea cu PSD. Dar nu mai mă miră nimic, inclusiv și mie mi-a rămas cumva un moment așa întipărit în memorie la lansarea pentru primăria Timișoarei recentă, unde Dominic Fritz alături de colegii mei, a dat un high five și pe domnul Nica l-a luat în brațe, de parcă s-au reîntâlnit după 4 ani de zile cât au fost despărțiți de orgolii, desigur, și acum sunt cei mai buni prieteni. Vreau să fie un lucru clar, dacă nu este. Sunt membru fondator USR Timiș. Am construit USR Timiș alături de colegii mei. Și am vrut și am instituit un alt mod de a face politică. Am căutat candidat pentru primăria Timișoara, acum 4 ani de zile. Atunci am crezut că acest om, Dominic Fritz, va respecta aceleași principii cu care am plecat la drum. Da, și el își căuta probabil partid din partea căruia să candideze atunci. Acum, filiala USR Timiș a ajuns să fie exact ca celelalte partide. Și înțeleg ce înseamnă munca de administrație, în acești 4 ani am înțeles ce înseamnă munca în administrație și nu, chiar nu blamez și nu blamez vehement această colaborare cu PSD-ul, pentru că din punctul meu de vedere și văzând ce se întâmplă în administrație și cred cu toată convingerea asta că orice ales local are cumva treabă de a-și trece proiectele, de a duce proiectele pentru cetățeni și mai mult să vadă, să ajute proiectele care sunt cumva deficitare, să le facă niște proiecte care aduc beneficii realmente cetățenilor. Asta cred, cu convingere. Deci nu condamn această colaborare cu PSD-ul. Ceea ce condamn e că acum se dă fecioară virgină și brusc, PSD-ul a devenit acel monstru cu 10 capete care, de care el și domnul Nica ne vor salva. Și acum, aceste două persoane mă acuză pe mine că sunt iepurele PSD. Și că voi candida din parte, șantajat de domnul Simonis la Consiliul Județean, ca independent. Ce n-au reușit să mă cunoască în acești ani ambii, zic că mie nu mi-e frică de lupte grele. Nu mi-a fost niciodată frică de luptă grea. Da. Și dacă așa s-au gândit ei să mă denigreze și să mă scoată din viața politică, dar nu-i nimic nou în treaba asta cu denigratul și chiar colegi de-a mei în ultimii 3-4 ani de când conducerea filialei este cumva coordonată de Fritz Lascău, acest duo Fritz Lascău, au dus cumva în altă direcție tot ce înseamnă USR Timiș, pentru că dacă până acum 3-4 ani focusul era să construim, să aducem oameni alături de USR, să aducem oameni competenți, să vină oameni onești, să se înscrie în USR și să avem filiale peste tot în județ, să reușim să fim o forță,
Acum discutăm despre denigrare sau despre, mai mult, discutăm despre cum să facem să săpăm oamenii din jurul nostru care ar putea la un moment dat să ne contrazică. Nu vi se pare asemănătoare tehnica aceasta cu tehnica lui Robu, care zicea că dacă nu zici ca mine, nu existi? E, așa mi se pare. Doar că la alt nivel. De ce spun denigrare, despre denigrare? Că încă de la începutul mandatului, colegi de-a mei încercau să zică în interiorul filialei sau în oraș că eu am bătut palma cu PNL-ul. De ce? Pentru că, vezi, doamne, colaboram prea bine cu Nica. Ei au vrut să stau în CJT și să-l spionez pe Nica și să dau informații spre USR ca Nica să poată fi atacat. Și de aceea eu eram, cumva am bătut parma cu PNL-ul și voi merge la PNL. M-au auzit de la membri, de la oameni de prin oraș chiar. Că asta încearcă să se zică. Mi s-a spus textual, de ce nu zic nimic rău de Nica? Pentru mine era clar că nu, era evident că nu voi sta în Consiliul Județean să spionez pe domnul Nica sau să-l atac pe domnul Nica în momentul în care cetățenii m-au votat pentru 4 ani de zile să fac muncă pentru cetățeni. Să reușesc să aduc proiecte pentru Timiș, să muncesc pentru Timiș. Și eram plătit de către cetățeni, nu de către Ruben Lascău sau Dominic Friț. Dacă atacam cum ar fi vrut ei și dădeam informații, riscam să rămân fără atribuții. Ce însemna asta? Însemna că nu reușesc să-mi duc proiectele pe care am reușit să le aduc pentru Timiș mai departe. Însemna că nu reușesc să atrag 150 de milioane de euro către Consiliul Județean. Însemna că nu ajungem să fim dați exemplu pe anumite proiecte la nivel național că uită ce face Timișul. Riscam asta. Dar cred că ce își doreau era să stau în birou fără atribuții cu consilierii mei, să stăm să ascultăm pe la uși și să dăm informații spre Dominic Friț și Lascău cum să-l atacăm pe Nica și eu să-l atac pe Nica. Da, și în contextul de astăzi, despre ce discutăm? Așa că cu riscul de a fi acuzat că am bătut palma cu PNL-ul sau că m-am înțeles cu PNL-ul sau că voi trece la PNL, am continuat să-mi fac treaba mai departe în cadrul Consiliului Județean. Dar dacă mă întrebați astăzi dacă îi voi vota cu Nica la Consiliul Județean, o să spun cu toată inima, cu mâna pe inimă, nu. Ce n-a înțeles Dominic în acești ani? Că ce am luat eu foarte serios au fost cele 51.749 de ștampile puse pe Cristian Moș, care realist sunt mai multe decât au fost puse pe Dominic Friț. Și au fost 51.749 de oameni care au avut încredere în mine și m-au mandatat nu să mă duc să dau informații din ce se întâmplă în Consiliul Județean cuiva să poată să atace politic. M-au mandatat să mă duc să muncesc pentru ei, pentru că de-aia am fost plătit și încă sunt plătit. Acum e mare iubire cu Nica. Bun, vreau să revin la parcursul meu politic. După ce n-a mers Fenta cu PNL, s-au răspândit informații că a mers spre AUR, că mă duc spre AUR, că discut cu AUR. Acum nu știu, datorită faptului că mă duc duminica, în fiecare duminică la biserică sau pentru că am mulți copii, nu știu. N-a prins. Acum, în zilele de azi, am intrat și în partea aceea cu linia politică, lupta anti-PSD. Acum sunt iepurele PSD. Deci, și nu sunt cel care 4 ani de zile m-am pupat pe gură cu PSD-ul.
Eu sunt cel care în 2020 m-am luptat pentru președinția Consiliului Județean, am detronat președintele în exercițiu PSD și l-am dus pe locul 3. Culmea, nu? Și vreau să lămurim ceva. De ce brusc iar lupta Timișului contra PSD? După ce acum 4 ani de zile am distrus oarecum PSD-ul, un partid care era venit din stradă, a reușit să distrugă, să se caseze deasupra PSD-ului. Acum din nou lupta anti-PSD. Poate, zic eu, pentru că Alfred Simonis, în această perioadă, au reușit să-și consolideze filialele locale. Și nu e o laudă adusă domnului Simonis, e pur și simplu o constatare, plimbându-ne prin județ și văzând ce se întâmplă. Timp în care Dominic Fritz a vrut neapărat să aibă în titulatura CV-ul președinte USR Timiș. Și nu a continuat să construiască pe fundația pe care am făcut-o eu până atunci. Erau 80 și ceva de filiale la nivelul județului. Mai era puțin până la 99. Eu zic că un lider bun al USR Timiș, dacă USR Timiș avea un lider bun, încă era cea mai puternică filială USR din țară. Dar sub conducerea lui Dominic am pierdut membrii, filiale, candidați, primari și viceprimari în funcție. Și am pierdut chiar și încrederea aliaților, foștilor noștri colegi din plus, care erau aliații noștri naturali. Colegi care acum nu mai cred în administrația locală. Sunt convins că o să mă întrebați de ce sau dacă am zis vreodată aceste lucruri interne, în interiorul partidului. Așa cum o vedeți acum pe mine și cum mă știți, credeți că am tăcut în interiorul partidului? N-am tăcut niciodată. Că am înțeles că se și insinuează, că am venit brusc, m-am răbufnit, o manevră politică. Nu, aceste lucruri au fost puse și în interiorul partidului. De ce n-ați ieșit niciodată public? Pentru că am vrut să rezolv lucrurile din interiorul partidului. Și cum v-ați dat seama că lucrul ăsta nu e posibil? Ajung și acolo imediat. Eram persoana oarecum care în interiorul partidului spuneam lucrurile pe nume. Vedeți că mergem în gard, vedeți că dăm cu totul de gard, vedeți că dacă nu construim filiale și nu stăm aproape de oamenii noștri și nu ne atragem oameni noi și ne focusăm doar pe Timișoara, doar vom pierde. Nu vom avea o luptă reală pentru Consiliul Județean, nu zic mai departe, pentru europarlamentare, pentru parlamentare, pentru toate alegerile de fapt. Da, erau niște colegi care spuneau împăratului că ce frumoase sunt hainele și într-un final împăratul era de fapt gol. În aceste condiții, din punctul meu de vedere, chiar încă de acum câteva săptămâni, cu o filială județeană în comă, candidatura la președinția Consiliului Județean Timiș era un eșec, clar. Urma să fie trimis în luptă la sacrificiu colegul meu Nicu Fălcoi. Dar chiar și așa, măcar păstram coloana vertebrală a USR-ului. În lipsa unui leadership, cu o filială județeană moartă, fără direcție reală, am decis și chiar am transmis și celor din partid și celor de la nivel național, cumva a fost o discuție, am decis că îmi continui mandatul de vicepreședinte pentru care am fost mandatat până la final,
ca să-mi duc proiectele spre final și mă retrag în privat. Dar văzând că în ultimele zile Fritz și Nica s-au luat în brațe după 4 ani de zile în care s-au scuipat, văzând cum un partid pe care l-am construit și în care au crezut mulți oameni a devenit de fapt doar un utilaj pentru un grup restrâns de persoane și mai mult se asociază cu dinozauri politici precum Băsescu, Orban, n-am putut să stau cu mâinile în sân. Consider că timișorenii merită un om muncitor, nu doar un proiect de market sau un showman. Am o putere de muncă fantastică, încă din mediul privat, unde am construit echipe și am reușit să duc, nefiind apropiat de politică, am reușit să duc echipe în corporații la un nivel, eu zic, satisfăcător pentru mine. Am reușit să construiesc în politică o filială care a ajuns cea mai mare filială din țară. Am reușit și în cadrul Consiliului Județean, fiind singur în cadrul Consiliului Județean, că realmente nu am avut, dacă dumneavoastră considerați că am avut în spate partidul și susținut în acești 4 ani agresivi de partid, eu nu consider acest lucru. Și am reușit și în cadrul Consiliului Județean să aduc niște proiecte care pentru unii erau doar un vis sau nici nu îmi dădeau dreptate că voi reuși să fac asta. De-aia consider că am o putere de muncă suficientă cât să intru în această luptă. Da, pot și vreau și am tot auzit că se dorește salvarea democrației. Cred că e dreptul meu și e democratic să pot să intru ca independent în această luptă. Și mai mult, cei care m-au sunat în aceste zile m-au încurajat și au zis că vin și cu donații dacă e nevoie ca să candidez, să mai aibă o opțiune pe buletinele de vot. Să nu existe că-l votez pe pentru că nu. Mai vrem o opțiune. Acum o să fiu sincer cu dumneavoastră și vă zic că mai sunt 5-10 zile de strâns semnături. Până azi nu am strâns nicio semnătură. Am aici listele de semnături, dacă doriți să mă susțineți ca pe 9 iunie să fiu pe buletinele de vot, după conferință vă aștept să semnați. Nu am nici bani pe banii care sunt în spatele altor partide. Recunosc că după această conferință mă duc la Consiliul Județean pentru că am o ședință cu cei din compartimentul mediu și după masă mă voi întâlni cu cetățenii să strâng semnături și donați. Deci planul pe următoarele 10 zile ca să pot candida este să-mi ating, să lupt pentru aceste semnături. Da, sunt 10 zile de muncă, da. Promit să vă țin la curent. Înainte de a încheia și a vă răspunde la întrebări, cel mai tare m-a deranjat în aceste zile, nu faptul că m-au făcut iepurele PSD, ci m-au făcut că sunt șantajat de către PSD. Și o să vă spun despre ce e vorba. Pentru că oarecum am auzit această retorică de la colegii mei. E vorba pur despre viața mea privată, care au avut anumite modificări în ultimii 4 ani. Da. Unele puțin neplăcute, am divorțat, dar altele minunate, că familia noastră s-a mărit, familia extinsă toată. Unii zic că face parte dintr-un serial, soap serial,
Nu, e viața mea și dacă careva vreodată, și asta o spun public, dorește să vadă viața mea privată, fac un eveniment acasă, când sunt toți copiii, 5 copii în curte, să vină, să audă cum strigă, cum se bat, cum se ceartă. Ei nu se ceartă, nu se bat de obicei, decât dacă le-i foame sau sunt obosiți. Mai mult, cu fosta soție mă înțeleg bine, creștem împreună cei doi copii, primii mei doi copii. Așa că, dacă cineva dorește să intre cu bocanci în viața mea privată, să mă contacteze și invit acasă. Asta e punctul meu de vedere. Îți convins că în campanie vor fi atacuri politice, sper să fie și îmi doresc, eu nu voi apela la astfel de atacuri, voi merge pe proiecte, voi merge pe ceea ce văd eu mai departe. Da, recunosc că tot a fost luat așa pe, și deciziile mele pe repede înainte, vedeți că încă pe aici abia s-au făcut curățenii, s-au montat mese, scaune ieri și... Dar nu voi ataca murdar, voi merge pe proiect. Dacă colegii mei vor ataca cu ceva, voi răspunde doar la acele atacuri, dar nu voi intra într-o luptă murdară politică. Din punctul meu de vedere, cetățenii Timișoarei au nevoie de oameni care să le arate ce pot să facă și chiar să facă ceea ce promit. Sincer, după ce au apărut articole în presă că sunt șantajat politic de către PSD să candidez la Consiliul Județean. Și după ce am luat în calcul realist, dacă pot să strâng numărul de semnături pentru Consiliul Județean și dacă am filiale sau am susținere în întreg județul. Și mai mult, multe persoane m-au sunat și mi-au zis candidează Cristi. Și nu persoane politice, nu persoane care fac parte din partid, dintr-un PSD sau dintr-un PNL, ca să fiu, nu sunt iepurile nimănui. Planul era să candidați independent la Consiliul Județean și v-ați chemat... Planul inițial era să termin, deci planul meu inițial era să-mi termin cariera politică în momentul în care termin mandatul de vicepreședinte. Am hotărât, chiar acest spațiu era gândit să fie o afacere de familie. Eram hotărât să mă întorc în privat, pentru că nu știu dacă ceilalți contracandidați ai mei, sau nu știu dacă domnul Fris și domnul Nica se pot întoarce în privat, eu am venit din privat. Mă pot întoarce în privat. Nu pierd nimic. Adică, nu... Din respect față de cetățenii județului Timiș, îmi voi duce mandatul de vicepreședinte la final, îmi voi duce proiectele până la final și sper ca viitorul președinte a Consiliului Județean să preia vechea moștenire și să le ducă la capăt. Și practic, asta era hotărârea inițială și când ați răzgândit și ați hotărât să candidați la Consiliul Județean? Exact în momentul când am văzut... Nu, când nu a fost... Nu, am hotărât să reintru în politică și să lupt mai departe. Nu a fost o hotărâre, adică nu am spus niciodată că voi candida independent la Consiliul Județean. Am văzut atacurile politice din presă, în care eu sunt șantajat de către PSD să candidez la Consiliul Județean. Adică v-ați hotărât după ce au apărut comunicatele? Da, eu n-am spus la nimeni că eu voi candida pentru Consiliul Județean. Sau că voi candida la ceva. Am spus că voi transmite care e decizia. Recunosc, am primit după ce am ieșit cu postarea respectivă, am primit telefoane de la cetățeni, prieteni, cunoștințe, amici, chiar foști colegi de la vechile locuri de muncă, care mi-au spus și m-au susținut. Și mă susțin în continuare. Dacă nu veți fi ales, veți mai rămâne în zona publică sau... În clipa de față lupt pentru primăria Timișoarei. Nu voi depune listă pentru consilier local. Îmi depun candidatura doar pentru primăria Timișoarei. Și îmi continui mandatul de vicepreședinte până la final. E cumva o decizie pentru a rupe din voturile lui Domnul? Nu rup din voturile lui nimeni. Adică din punctul meu de vedere și chiar cred în acest lucru, nu rup din voturile nimănui. Chiar cred acest lucru că sunt cetățeni care nu l-ar vota nici pe Robu, nici pe Friț. Dar mai au alternative deja. Care, na, vânturile deja de ceva timp prin oraș. Eu mă duc independent. E o competiție, competiția ar trebui...
competiția trebuie dusă mai departe, vom vedea care e clasamentul la final. Într-un final e o competiție, eu așa o văd. O văd ca o competiție. Orice cetățean din România are dreptul să candideze. Că își alege să meargă cu un partid politic, că își alege să meargă independent, este decizia mea personală. N-am fost împins de nimeni, nu sunt împins de nimeni, nu mă duc să rup din voturile cuiva, sunt convins că voi fi atacat, că mă duc să rup din voturile domnului Friț sau domnului Robu, sunt convins de asta? Nu. Și cred că cetățenii pot să judece singuri. Poziția ta a fost prezentată în cazul unui forum intern al USR-ului. Cât de dorită a fost transpirarea ei? Poziția mea, după ce a transpirat, imediat am ieșit cu comunică, cred că a fost... Nu a fost ceva gândit. A fost poziția mea pe care am spus-o și inclusiv pe... Dacă discutăm despre votul în biroul județean, împotriva listei de la Consiliul Județean, unde după ce mi-am spus punctul de vedere în fiecare ședință, nu aveți grijă la negocieri, nu cedăm, nu cedați totul pentru ceva sau altceva, nu cedați nimic de frică. Am fost două persoane, nu voi spune cine e a doua persoană, care am votat împotriva înțelegerii făcute. Din câți? Din întreg biroul județean. Adică că? 17. Deci două persoane care am votat împotriva. E deja croită pileala pe Dominic Priț, pe ce? Simți lucrul ăsta? Da, exact cum am spus. Să ghideze Sunt membrii care au părăsit USR-ul. De asta am și întrebat. Sunt membrii care au rămas în USR. Sunt membrii care, cum am spus și mai înainte, ne spun doar ce bine îmbrăcat, ce bine merge tot în filiala USR Timiș, ce minunat este acest împărat îmbrăcat și, de fapt, ceilalți care au plecat, mulți care au plecat, nu gândesc așa. Și eu personal nu-mi place, eu niciodată nu m-am înconjurat de oameni care să vină să mă laude sau să ridice ode sau să-mi zică, eu prefer oameni lângă mine care știu să mă critique și să-mi zică nu fă așa, nu fă așa, și cei care sunt lângă mine știu acest lucru, că prefer să zică nu, nu, nu vehement pentru anumite lucruri, pentru că da, voi gândi cu capul meu, dar vreau să am acea balanță când nu iau razna la un moment dat. Și în asta cred cu convingere. Mi s-a propus un loc de consilier județean? Am fost întrebat dacă vreau să fiu pe lista de consilier județean, pe o poziție, nu prima poziție, aia e clar. Am fost întrebat, da. Dar decizia mea, inițial, a fost să ies din poșa, asta am transmis-o. Și cei de la Național m-au sunat să mă întrebe de ce nu candidez. Eu vreau să mă întorc în privat, în termin mandatul și mă întorc în privat. Vreau să mai sunteți membru USR? Nu mi-am dat demisia din USR. Așteptați să vedem ce decizie au colegii mei. Nu. N-am fost sunat de către Dominic Friț, am fost sunat de anumiți colegi să mă întrebe despre poziția mea, am fost sunat de către colegi de la Național să mă întrebe despre poziția mea, unii erau supărați. Întrebarea mea a fost simplă. Am mințit cu ceva? Eu mai am o întrebare, dar mi-aduc bine aminte de începuturile USR-ului, erați cumva înainte de apariția lui Dominic Friț, erați în echipă cu Ruben Lascău. Ruben Lascău, ce spune despre toată situația asta? V-a contactat? Cum se raportează la... În afară de niște telefoane în care mi se spune că ar trebui să faci așa, 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 adică vreau să rezolve. Okay. O să vedem dacă... Din punctul meu de vedere, da, nu zic că nu am fost o echipă. A fost o echipă care a construit și a clădit să mergem înainte. Niciodată nu m-am uitat în dreapta, în stânga, la oameni care erau în opoziție față de mine. Să zic, sunteți în opoziție, dați-vă deoparte, lăsați-ne pe noi că știm că doar așa merge direcția USR-ului. Întotdeauna am zis, trebuie să aducem toți oamenii, indiferent de religie, indiferent de credință sau nu, indiferent de dorința lor,
să vină spre USR dacă sunt curați și să vedem cum împreună putem construi și ridica ceea ce era USR-ul. În cazul în care nu vă dau afară, mențineți calitatea de membru USR-ul? Aștept decizia colegilor mei, dar da. Deci credeți în continuare proiectul politic USR-ul? Cred în proiectul politic USR, nu cred azi în proiectul politic USR Timiș.